Industria restaurărilor se dezvoltă la Timișoara. Zeci de clădiri au fost renovate în ultimii ani, iar alte câteva zeci sunt în lucru. Orașul, capitala europeană a culturii, înflorește în mâinile zidarilor cu experiență. Vechi meseriași care folosesc rețete de epocă, cu var stins și nisip de coarț. Palatul Ciobanu este unul dintre imobilele din Timișoara la care se lucrează în această perioadă. Restaurarea a început în 2019 și trebuie finalizată anul acesta în decembrie. Rând pe rând, palatele Timișoarei se dezvelesc de schele și ies la lumină după ani în care meșterii și constructorii au muncit să le redea strălucirea de altădată. Specialiștii ne explică cât de greu se lucrează în această industrie, unde mâna de lucru și materialele lipsesc. Trebuie să folosești cât mai mult materialele din acea epocă, din acea perioadă, adaptate. Multe materiale nu poți să le mai găsești și atunci trebuie cumpărat de la firmele producătoare care produc asemenea sisteme în sine, adică sistemele înseamnă că sunt un set de produse care se pun toate unul după altul în operă. La toate clădirile astea câte sunt, se folosea nisipul de râu. Chiar nespălat, cu var stins, efectiv stins, și cel mai bun liant este varul, nu era ciment. Atunci varul stins de 3, 5, 10 ani, cu câte mai vechi varul, cu atât era mai bun. Oamenii se califică la locul de muncă. Robert lucrează la o clădire istorică din oraș și ne povestește cum a ajuns să învețe meserie. Dacă era tata pe acasă și mergea la vreo lucrare, mă lua cu el și așa. Nu învățam cine știe ce, că nu eram expert la 7-8-10 ani. Dar așa mai dădeam sub mână, vedeam ce fac și mi-a plăcut meseria asta și am moștenit-o de la ei. Lucrăm în sisteme de tinichigerie, dulgherie, șarpante. E foarte grea. Asta dacă nu o știi și nu o moștenești, nu. Acum găsești pe oricine să-ți facă orice. Dar un meseriaș adevărat și bun, nu-l găsești. Cum suntem, să zicem, de etnia noastră, gabărilor. Lucrăm de un an, am făcut acoperișul din chigeria. Este un acoperiș mai, cum să zic, mai special, mai greu. Deci am făcut cu niște plăci de fibră de ciment, făcute la comandă, vopsite la comandă și o tinichigerie foarte grea am avut aici, care s-a făcut totul cu materiale foarte scumpe. Câteva clădiri din Timișoara au devenit astăzi repere în industria restaurărilor, după ce constructorii au reușit să le salveze de la degradare. Sunt însă pași care trebuie urmați, de la diagnosticarea clădirii până la curățarea zidurilor în profunzime și refacerea fațadelor, toate sub supravegherea profesioniștilor. Greșeală care o fac asociațiile de locatari, ar trebui prima dată contactat, înainte de totul, dirigintele de șantier. Fiindcă ele un cadru tehnic care se pricepe, știe ce să ceară și la constructor, știe să întocmească o temă de proiectare pentru proiectant, ajută asociațiile sau beneficiarii să întocmească această temă de proiectare și în același timp și verifică proiectul dacă conține absolut toate detaliile și absolut toate ștampilele, toate verificările care trebuie la un proiect de restaurare. Ornamentele și detalii, precum uși, statui și monograme, sunt cele mai mari provocări. Profesioniștii reușesc însă să scoată la lumină edificii vechi de secole.